Într-un moment solemn, înalt preasfințitul Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a oficiat slujba de bobotează în curtea interioară a Catedralei Mitropolitane din Iași. Câteva zeci de preoți l-au însoțit în această ceremonie religioasă importantă. Slujba de bobotează a început la locașul de cult, la ora 9, iar înalt preasfințitul Teofan a condus ceremonialul într-un cadru plin de semnificație și rugăciune. Credincioșii s-au adunat în număr mare pe platoul din fața catedralei, în zona intrării din spate, pentru a lua parte la acest eveniment spiritual. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, cu tot ceea ce acest moment sfânt din istoria mântuirii reprezintă peste veacuri pentru noi, peste cei care ne-au precedat, pentru cei care vor urma după noi, cât Dumnezeu va ține lumea într-o ființă. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos a urmărit și a împlinit mai multe scopuri, dintre care amintim trei. Domnul Hristos a botezat pentru a ne curăți de păcatele noastre cu care El s-a îmbrăcat și cu care s-a afundat în adâncimea râului Iordan. Sute de oameni s-au așezat la rând pentru a primi apă sfințită acasă, iar mitropolia a pregătit 10 butoaie de 1000 de litri fiecare, destinate să fie sfințite de către înalt preasfințitul Teofan în timpul slujbei. Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în ajunul Crăciunului. În grecește, cuvântul boboteaza este numit teofanie sau epifanie, care se traduce prin arătarea Domnului, adică a Sfintei Treimi. Ortodoxii comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare de către lume a Fiului lui Dumnezeu.